Suntem în săptămâna patimilor și în mod normal credincioșii mergeau la biserică astăzi. Astăzi este Joia Mare, iar tradițional se citesc cele 12 evanghelii și oamenii merg la slujbă. Nu la fel se va întâmpla și anul acesta. Izolarea ne ține departe de biserică, dar nu și credința. Și așa cum vă spuneam și mai devreme, tocmai din acest motiv l-am invitat pe preotul Eugen Tănăsescu în direct la Observator să vorbim despre această perioadă și despre însemnătatea acestei zile, dar și ce se va întâmpla în zilele următoare. Bună ziua, părinte! Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Doamne ajută! Bine v-am regăsit! Vă îmbrățișez cu drag pe toți! Aș vrea să ne reamintiți despre însemnătatea acestei zile în primul rând și după aceea vom vorbi și despre măsurile pe care le iau slujitorii bisericilor în zilele următoare. Este una din zilele cele mai importante din săptămâna patimilor, pentru că așa cum știm, în Joia Mare, Hristos Mântuitorul instituie cina cea de taină, acea unică cină a lumii în care omul nu mai mănâncă hrană materială, ci ajunge să-L mănânce și să-L bea pe Dumnezeu. Asta este marea taină a creștinătății. Creștinul își mănâncă trupul și sângele Dumnezeului Său spre viață veșnică. Asta este mare lucru, pentru că ne arată iubirea lui Dumnezeu față de noi. Nu putem să trăim fără să ne hrănim sufletește și tocmai de aceea în această zi este o slujbă foarte importantă și așa cum a fost rânduit, pentru că suntem în această stare de izolare, de ordonanțe militare care ne ține oarecum la distanță socială. Și astăzi s-a sfințit pâinea binecuvântată, pâinea care se numește Paști, care normal se simțea în noaptea învierii, urmând ca zilele următoare această pâine să fie dusă la credincioși. V-am auzit spunând mai devreme că stăm acasă, nu mai putem să mergem noi la biserică, dar nu-i nimic, vine cumva biserica la noi. Asta este important, ca și pe vremea lui Hristos, dacă omul a stat departe de Dumnezeu, vine Dumnezeu cumva la el. Asta este rostul nostru al bisericii, să-L aducem pe Dumnezeu credincioșilor. Mă bucur, părinte, că vă văd ca de fiecare dată la radio. Sper că nu sunteți în izolare acolo. V-ați transformat colțișorul ăsta într-o mică biserică. V-ați făcut un fel de altar. Lumea știe despre ce vorbim, pentru că da, în fiecare zi sunteți la radio în direct și le vorbiți oamenilor despre subiectele zilei. Subiectul zilei este noaptea de înviere. Ce se va întâmpla în noaptea de înviere? Adică o să vină reprezentanții bisericilor, o să vină voluntarii, o să vină probabil și forțele de ordine prin anumite cartiere și o să aducă oamenilor lumină, nu? Deci asta se va întâmpla. Am avut aseară un update la înțelegerea dintre Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Interne. Forțele de ordine nu vor mai fi implicate în distribuirea Sfintei Lumini, dar în continuare clericii și voluntarii parohiilor, am înțeles că s-a stabilit limita de 5. Asta n-am înțeles cum s-a stabilit, dar dacă așa s-a stabilit, așa o să fie. Maxim 5 voluntari din parohie vor merge în noaptea învierii cu Sfânta Lumină pe la casele, pe la domiciliile credincioșilor, cu regulile de siguranță prevăzute de ordonanțele militare și de această înțelegere a Patriarhiei. Până atunci, mâine și poi mâine, credincioșii pot merge între orele 7-18, cred că nu greșesc, sau 8-18, în mod ordonat, disciplinat, unul câte unul, pot merge la parohii pentru a lua această pâine sfințită Paște, așa cum merg și la magazin în mod ordonat, deci procură pâinea aceea de toate zilele, așa cum merg și la farmacie, cu măsurile de siguranță igienico-sanitară necesare. Deci se poate. Se poate dacă suntem disciplinați, dacă avem autocontrol și dacă ne gândim că trebuie să ne gândim și la viața aproapelui nostru, că am mai spus și mă bucur că pot să o repet la dumneavoastră, iubirea de aproapele include și iubirea față de sănătatea aproapelui. Nu înseamnă că dacă noi nu avem simptome de boală sau ne simțim bine, gata, putem să facem păzmeii, să ne gândim că sunt situații în care putem să îmbolnăvim și nu neapărat de coronavirusul ăsta, că sunt atâtea boli pe care le poți transmite. E un prilej să reflectăm un pic, să intrăm în cămara noastră, cum se mai spunea, pentru că ceea ce ne unește este de fapt dragostea, nu distanța fizică. Părinte, pentru că ați menționat de preocuparea pentru sănătatea aproapelui, există îngrijorări cu privire la posibilitatea de a contacta virusul în momentul în care poate slujitorii sau voluntarii vin cu Sfintele Paști. Ce mesaj aveți pentru credincioșii care au astfel de îngrijorări? Păi, în primul rând, biserica până acum a făcut milostenie, pentru că dacă ne uităm puțin, de când a început această criză, biserica a fost alături de cei bolnavi, de cei singuri, s-au distribuit pachete alimentare,
s-au distribuit produse igienico-sanitare, deci avem o experiență în a oferi daruri celor apropiați fără a le transmite și virusul. Da? Avem această experiență, deci nu trebuie să credem că e pentru prima dată când ajungem noi la credincios acasă și ducem Paștele și Lumina. În al mulțumim doilea frumos, trebuie părinte. Să nu facem răzmeriță. Poftiți? Nu o să facem răzmeriță, o să iasă totul bine, sunt absolut sigur că oamenii o să fie civilizați până duminică, până luni, în a doua zi a treia de Paști Marți. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Este o zi importantă pentru creștinătate, o săptămână importantă, dar o să o petrecem cât se poate de retras, pentru că e important să facem fapte bune. Și faptele bune înseamnă, cum spunea și părintele, să avem grijă de sănătatea celuilalt, nu numai de sănătatea noastră. Părintele Eugen Tănăsescu a fost în direct cu noi. Mulțumim.